An cum nu se putea mai bun pentru olimpicii de la Liceul de Artă. Participarea numeroasă la fazele naționale ale olimpiadelor a îmbogățit palmaresul instituției de învățământ cu 8 premii. Pe lângă concursul în sine, pentru toți participanții, experiența unei săptămâni petrecute în compania rivalilor, mulți dintre ei veniți din centre culturale importante ale țării, a cântărit la fel de mult. Toți cei calificați pentru fazele naționale la muzică, arte plastice sau actorie susțin că au mers la olimpiade hotărâți și să înlăture încă o dată preconcepția că un oraș de provincie, lipsit de filarmonică, mari muzee sau teatre, nu ar face față unor astfel de competiții. Cantitatea imensă a muncii depuse, ambiția și puterea de a trece peste momentele dificile ale unui concurs important au fost principalele atuuri ale laureaților buzoieni de la Liceul de Artă. În primul rând vreau să spun că olimpiada asta nu e doar ne-am dus, am cântat și gata. Pe lângă asta avem o experiență în sensul că noi ne întâlnim cu alți copii de la alte licee de muzică, în cazul meu, de alte licee de muzică din țară, unde au acolo tradiții, de exemplu București, Cluj, Iași, care sunt mari centre universitare din România. La nivel psihologic, așa, în ce trece fiecare înainte de prove și nu e vorba numai de pregătirea lui. Și așa cum spunea și Brâncuș, să crezi ca un demiurg, să poruncești ca un rege și să muncești ca un sclav. În ciuda concurenței acerbe, tinerii de la artă au reușit să păstreze Buzăul pe harta centrelor culturale ale țării. Nu în ultimul rând, a contat foarte mult schimbul de experiență dintre buzoieni și olimpicii calificați din alte orașe. Au venit foarte bine pregătiți toți. Îmi place că atunci când se vorbește despre liceul Margareta Sterian Buzău, se vorbește ca despre un liceu foarte bun, care scoate întotdeauna premii și sunt mândru de liceul meu. Dar nu știu, fiecare are stilul lui, este foarte frumos, mai ales la pictură pentru mine, să vezi stilul lor, să vezi specialitatea lor. Am văzut multe secții, la noi în liceu nu sunt cum sunt la Galați, cum sunt la București, și foarte multe ceramică și, nu știu, lucrări care arată personalitatea fiecăruia. Emoțiile au fost la fel de mari și pentru tinerii actori, a căror reprezentație s-a jucat cu casa închisă. Din fericire, prestația din concurs a depășit orice așteptări. Doctor fără voie, piesă de teatru după o creație a lui Molière, a adus Buzăului încă o mențiune. Cei de la teatru ne cunoșteam în mare parte de la celelalte concursuri din anii anteriori, adică știam de cine ar trebui să ne fie frică și de cine nu. S-a văzut, toți erau pregătiți, toți au muncit mult pentru a ajunge acolo. Asta este, dacă, bă, peste tot sunt lucruri care ne avantajează și dezavantajează. Noi am făcut tot ce am putut, am dat ce am avut cel mai bun în noi. Surpriza a venit că ne-am prezentat excelent, adică cel mai bine de la comparativ cu repetițiile, și rezultatele au apărut. Pe lângă rezultatele bune obținute în cadrul olimpiadelor naționale de către liceenii de la Margareta Sterian, trebuie amintite și cele 17 premii de la fazele zonale Regiunea Sud-Est.